crezut dintr-un început că veți apuca pe calea asta? Sau ați știut și voi și mami? A început așa. Atunci când eram mică, bunica, Dumnezeu să o ierte, mi-a arătat tot timpul o fotografie cu o artistă. Era o fotografie din aceea a cărei imagine se schimba când o, când o mișcai. Știu, știu. Și îmi spunea, mamă, așa vreau să te văd, cum să fiu artistă. Nu știu ce artistă era, era o poză veche, dar nu din România, clar, nu erau cu artistă din România. Și îmi spunea să te văd pe scenă, să te văd cântând, să fii așa, să te coafezi așa, să te îmbraci așa. Ea visele astea le-a proiectat în mine. Și mama n-a făcut decât să mă susțină, să mă învețe primele cântece. Mi-amintesc și acum când m-am dus să dau probă la Palatul Culturii și am spus, mamă, vreau să cânt muzică populară, că am auzit eu că așa ți se dezvoltă vocea mai bine, pentru că de fapt voiam să cânt muzică ușoară. Dar stai puțin, mami, tu cânti? Cântă foarte femeie, frumos. Când își leagănă copilul, când face mâncare. Fata ta spune că e mult mai mult decât atât. Și eu am o istorie în spate. Tatăl meu a fost, cum se spunea la cinematograf, operator. Da, da. Și acolo, pe Căminul Cultural, avea o goarnă mare și cu un pick-up și cumpărase toate discurile alea posibile pe care le găsea și cânta în tot satul de pe Căminul Cultural, cântau toți artiștii din România și nu numai. Ascultându-le ani de zile, m-am trezit că știu absolut toate piesele. Bineînțeles că a ajuns acasă și măritată cu copilul meu, cântam și eu, cântam și mama soacră, era vezi? Frumos, da. Și s-a întâmplat în felul următor, atunci când m-a ascultat profesoara de canto cu care am dat examenul, m-a întrebat, da, de unde ai învățat tu să cânti? Cine te-a învățat cântecul ăsta? Și am spus, mama mea. Păi și mama ta cântă? Și am spus, nu, mama e o femeie normală. Și a spus, atunci, dragă, să știi, tu nu vei fi o femeie normală. Teo! Eu n-am avut încotro. Adică te-au bătut până ai cântat? Sau cum? Păi cum n-ai avut încotro? Eu m-am născut direct cântând. La mine, eu am știut de la început ce vreau să fac. Cumva Dumnezeu mi-a și călăuzit pașii către ceea ce am ajuns deocamdată. Și probabil, dacă va mai fi mai mult de atât, eu mă voi bucura. Da, eu am fost sigură. De ce mă nu recunoști? Că ai avut un model, uite! Da? Păi ce dar facem vreau... acum? Nu că o cheamă, nu că ne cheamă la fel, la fel, dar vreau să-mi laud și eu fata și să vă spun că ea poate cânta absolut orice. Teo cântă muzică populară, muzică rock, muzică pop. Ce-i dai, aia cântă.